6 muncitori au curățat ramurile uscate ale copacilor sau chiar i-au tăiat pe unii pomi de pe strada Kiev din sectorul Râșcani al capitalei. Unii oameni care s-au deplasat prin zonă susțin că astfel orașul va deveni mai curat și mai sigur. Păi și normal, în momentul în care bate vântul sau ceva, se rup copacii, cad aici peste trecători. Mă, copaci trebuie să fie uscați. Și strâși, adunați, cărați, fii curat. Iubesc un Chișinău curățit de copaci uscați. Alții însă critică decizia autorităților și sunt nemulțumiți de tăierea copacilor. Să vă spun sincer, eu sunt nemulțumită, fiindcă și așa spații verzi puține și ei le mai taie. De curățări, dar nu de distrugere, eu cred că. La aceste lucrări sunt implicați 10 de muncitori ai întreprinderii municipale. Sectorul de fișare, noi avem 50 de lucrători. Avem la moment în teritoriu 11 turnuri. Potrivit reprezentanților întreprinderii municipale Spații Verzi, lemnele adunate vor fi donate familiilor nevoiașe din Republica Moldova.